Și n-am zis greșit, Bună, mireasa Vlăduța Lupo, după cum poți observa. Este... Lasă, lasă, te rog frumos. Vă rog frumos. Am zis, lasă pice geaca de pe umeri, că e doar așa. Mamă, dar geaca asta de pe umeri are vreo 20 de kilograme, dar arată senzațional ca și tine, Vlăduța. Mulțumesc. M-am îmbrăcat în alb, că știu că pomenim din nou de nuntă și așa că m-am îmbrăcat așa. E sclipitoare. Mă bucur să vă văd. Și noi, deși și nu pot să vă îmbrățișez, îmi pare atât de rău. Și nouă, știi ce trebuie să facem, nu? Am auzit să mergem ceva acolo, la bar. Și am zis, eu oarecum am venit să fac treaba asta, dar... No, bine, hai. O să fie bine tu, stai liniștită. Ideea e în felul următor. Stai jos, o să vreau să-ți explic foarte clar cum stau lucrurile, ca să ne înțelegem bine din prima. Bun. Îți dau întrebarea, tu o citești în gând. În gând, bun. Da? Așa. Nu cu voce tare, în gând. Am înțeles, bun. Și trebuie să-mi dai răspunsul. Obligatoriu. Deci răspunsul oricum îl dai obligatoriu, da? Bun. Nu spui de la stai că nu știu, stai că nu știu ce, răspund, da? Răspund, am înțeles. Uite, de exemplu, facem un exemplu, da? Hai. Ca să nu ne trezim apoi cu probleme la discuție. Exact. Care e culoarea ta preferată? O luăm așa ușor. Răspund oricum. Da. Roșie. Roșie. Și acum eu te întreb, telespectatorii nu știu ce întrebare am pus eu, da? Ei au auzit doar cuvântul roșu, da? Da. Și eu te întreb, vrei să citesc întrebarea sau mănânciute? Și tu ai zis roșu, dar e o întrebare simplă, zic da, poți să citești întrebarea, dacă e o întrebare care nu-mi place, o să mănânc, nu? Da, exact, mănânciute, dar te răspuns oricum îl dai, da? Bun. Hai, pune, și cu laptele? Alege. Laptele duce din iuțeală. Hai să începem. Păi fii atentă, ia un sos iute, amestecă-l. Poți să iei de la dreapta, să lagiți puțin, sau care vrei tu? Nu sunt într-o ordine gen care mai uite. Nu, Vlăduța. Toate sunt foarte light, cred. Am înțeles. Amestecă-l bine. Pui pe o buletă de cașcaval sos. Pe o buletă de cașcaval punem sos. Și așa am gătit, acum ați văzut în pandemie. Mamă, am văzut, am văzut. Eu am văzut și că ai gătit, dar am văzut și când ați fost să scoateți vinul ăla de la... Da, din vești, de la bunicii mei. Și ai văzut că am gătit, nu cu oricine, vreau să-l salut pe... șeful nostru, pe Haddad. Exact, și cu șef Haddad și l-am văzut și pe soțul tău, pe Adi. Da, așa, să mă duc mai departe. Nu, da, da, ia cu furculița, fii atent, ia cu furculița, că dacă spui după aia mâna la ochi, o să fie greu, grav, da? Avem șervețele așa, undeva aici, uite aia nu acolo. Intră. Furculița. Perfect, uite prima întrebare. O citești în gând, da? Dai răspunsul cu voce tare. Lumea nu știe care e întrebarea. E foarte cald afară la Cluj. Zi. Și mănânc, pentru că nu vreau să citesc. Dar răspunsul întâi. Da, am spus, l-am răspuns, este foarte cald la Cluj. Care mă, nu că e foarte clar la Cluj, uite-te aici. Nu, trebuie păi să dai un nume. Păi eu pot să răspund ce vreau dacă nu citești întrebare. Nu, trebuie să dai, nu, trebuie să dai răspunsul corect. Lumea nu știe ce te-am întrebat. Deci tu trebuie să dai răspunsul. Tu dai un nume și dacă mănânci, uite, nu citesc întrebarea. Zi, numele tăi. Maria Constantin. Maria Constantin. Maria Constantin, cea care a fost căsătorită care... cu Marcel Toader, nu? Da, da, Maria... și a cântat muzică populară oltenească. Maria Constantin. Da. Citesc întrebarea? Nu. Aha. Deci Maria Constantin. Uite, fii atentă. Numai noi doi știm și rămâne doar la noi. Deci Maria Constantin, zicea. Da. Nu mă așteptam, dar e răspuns, cum să zic, destul de clar, adică și foarte hotărâtă. Bun. Hai, pune al doilea sos. Al doilea sos. Asta e că asta nu e așa picant. Păi nu e. Ți-am zis, dar trebuie să pui un pic mai și mult. Și acum oamenii o să întrebe oare ce, care era întrebarea? Păi poate întrebarea era care e prietena ta sau pe cine admiri tu din muzică sau... Am înțeles. Și eu știu, habar n-am sau nu știu. Cine... Și ce ați mai făcut voi? A doua întrebare. Citești în gând. N-ar exista. Nu, tu trebuie să dai răspunsul, nu că n-ar exista. Citește-te. Tot așa întrebare. Un nume trebuie. Păi uite, înțeleg. Da, da. Dar dacă nu am? Hai mă, da, nu că n-ai, n-ai. Dar dacă nu am, nu știu. Olguța Vermec. Pentru că nu s-ar putea, nu știu. Nu știu, citesc întrebarea sau mănânc iute? Mănânc iute. Deci nu citesc întrebarea? Nu. Olguța Berbe? Da, nașa mea. Bă! Mamă și... Tot în zona Oltenei rămânem. Deci mănânc, da? Deci nu citesc întrebarea asta. Nu pot să cred. Uite că am rupt întrebarea, dar mi-ar fi plăcut să o citesc pe asta. Nu. Era tare de tot. Nu. Era tare dacă citeam.
Ia fi atentă. Mamă, se mai uite. Mamă. Ce? Asta a fost? Pune altă. Hai, poți să pui al următorul sos. Următorul. Vai, și mie nici nu prea place laptele. Hai. Hai. A treia întrebare. Fai, ce e. Asta e la cel mai light, nu? Ăla da. E ăla da. Pe care mi l-a dat tu ciucă? Da, da, ăla e cel mai light. E light, ăla e foarte light. Bun ăla. Poți să mai pui un pic? Apă nu, n-avem. Puțin. Nu, am pus, uite aici. Da, ai pus, bine, hai. Vrei apă? Hai de mine, nu știu dacă mai pot vorbi. Dar să știi că laptele ajută. A treia întrebare. Avem 5 Vlăduța. Ia zi. No! Bă, deci n-am citit primele două întrebări. Mă, erau... dar ce sunt întrebările astea? Și ăla erau întrebări oarecum nevinovate. Ca vai, să zic așa. Mamă. Deci Olguța Berăș și Maria Constantin. Ia zi. Stai că mă ia deja cu căldură. Nu știu dacă rămâne între noi. Deci eu rup întrebarea, ai văzut? Ți-am așa, bă, dar nu încerca cu apă. Crede-mă că laptele e mai bun. Vai. Deci oricum trebuie să răspund, da? Da, orice ar fi trebuie să răspunzi, Vlăduța. Or de mine. Și de-abia a treia, mai sunt încă două. Dar nu aș... Înțelegi, nu? No, trebuie să răspunzi ce scrie acolo, nu divulga nimic. Da, dacă n-am răspuns. Ai răspuns. Fai, păi dacă nu am. Hai mă, lasă-mă, n-ai cum să nu ai. Oameni suntem, lumea nu știe despre ce e vorba. Și trebuie neapărat din... Da, din România. Am înțeles. Îmi iau un pix. Hai de capul meu. Hai măcar de bine cap. Că nu înțeleg oamenii ce întrebări. Păi da, da, tu mănânci iute și oamenii nu înțeleg. Ăsta-i jocul. Hai. Trei nume de data asta. Hai. Hai că notez. O lungim prea mult cu emisiunea că n-am răspuns. Hai, Vlăduța, că n-ai cum să n-ai răspuns acolo, crede-mă. Dacă m-ai întrebat din altă țară, hai să mai nu, zici. Nu, 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 păstrăm România și nu spune nimic că divulgi. Na, bun, nu. O să zic așa, ce cunosc eu zi. Mai... Zi. Hai, zi. Dar n-am deci, răspuns, zi. Dar n-am. Hai. Hai să zicem, George Țucudean. Țucudean. Da. Adrian Mutu. Băi! Păi ca să... Țucudean Mutu. Așa, da. Și hai să mai zicem unul de la altă... Nu știu, hai să zicem. Și? Vezi că ai acolo... Și... Ai mai multe categorii. Nu vreau să mă duc în aceeași categorie ca să... Să-i induci în eroare. Exact. Deci Țucudean Mutu și... Așa și să mai mă gândesc așa la unul bun. Bun la fotbal sau păi cine știe. Da, da, noi exact. Nu spunem da, nimic. Să vedem... Cristian Mania. Ia... Stai mă să-l caut, ia să văd eu acum. Păi eu mă refer că ei sunt cei mai... Da, da, nu spunem nimic, nu divulgăm nimic. Așa, bun. Mănânci iute sau citesc întrebarea? Mănânci iute. Hai să citem întrebarea asta. Nu, 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 nu. Hai mă, doar asta. Dar nu vreau, vreau să mănânc iute. Gata, l-am găsit. Bă, ești nebun. Deci Manea, Țucudean, stai să Țucudean. Și Adrian Mutu. Tua, Vlăduța! Am mâncat deja, gata, ei cei mai buni. Deci nu spunem despre ce e vorba. Nu, nu. Țucudean, Manea gata. Și Mutu. Îți dai seama? Să zicem acolo. Da, pur și simplu niște întrebări nevinovate și oricum și Vlăduța... Și de diferite categorii, da, sportivi mai... și... Exact, poate eu te-am întrebat, nu știu, cine ar merita balonul de aur. Exact, știi? Exact. Poate asta era întrebarea. Exact, m-am dus, exact, că doar nu puteam să aleg din alt, unul care cântă dacă... Da, da, exact, sau aur, hockey nu? Sau altceva. Da, da, corect, bun. Țucudean, Mutu și Manea. Fai, deja mă ia cu transpirație și... Păi stai că n-am citit întrebarea. Păi nu, că am rupt biletul, gata, și-a și mâncat. L-am rupt, hai, pune următorul sos. Eu zic să încerci pe la mică, ăla e cel mai light. Vai. Vlăduța, ce a fost greu, a trecut, dar mamă... Bă, dar nimic nu m-ai lăsat să citesc și eu. Puneți întrebări mai faine, da, David, are. Dar și astea-s faine, tu! Îs faine dacă le-ar ști oamenii, m-ar scrie toate ziarele. Aoleu! Plantă că n-am citit. Dacă ar ști, fai, mamă, ce s-ar întâmpla. Dar zic că nu-i mișto jocul ăsta să-l joci cu prietenii după e aia. E mișto să-l joci cu prietenii, dar cred că nimeni n-a răspunde. Fai și mă ia și plânsul. Fai. Hai să trecem la pata întrebare, Vlăduța. Vai. N-ai cum să zici că nu. Dar aici chiar nu am. Hai, bă, Vlăduța, las-o încolo. Dar serios? Hai, mă, Vlăduța, mă, n-ai cum, nu există. No. Nu există. Dar nu am așa. Hai mă, Vlăduța, dar mă. Ce înseamnă? Nu înseamnă că s-a și întâmplat ceva.
pur e și showbiz. Simplu doar altceva, care poate să fie ceva cândva, ceva frumos, care n-a fost am. Ceva, înțelegeți ceva? Că n-a dar nu așa tot. Să inventez. Nu, păi, dar nu trebuie să inventezi, trebuie să dai doar adevărul. Adevărul și numai adevărul, Vlăduța. Hai mă, nu cred așa la cât de frumoasă serios, ești. Serios, n-am, dacă hai, Vlăduța. Nu, oricum nu vreau să spun mai multe, dar n-ai cum. Stai să mă gândesc, dar n-am. Hai mă, Vlăduța, mă, nu spune că nu. Să mor dacă am pe cineva să inventez. No, n-am. Bun, hai să zicem. Adrian Rus, soțul meu. Așa. Dar nu l-a refuzat, l-a refuzat la un moment dat. Așa, oh, am citit așa. Întrebarea. Nu, n-ai zis întrebarea. N-ai zis așa. Mă rog, oricum o citim, că aici, asta aici așa. Putem citi. L-am refuzat la un moment dat, dacă vreți să citim întrebarea. Așa. Hai să mai gândesc. Acum, aș putea să zic? Nu știu. Hai mă, Vlăduța, la cât de frumoasă ești că să tot divulgăm întrebarea, n-ai cum să zici că nu. Poți să inventezi după aia să zic că-l mi-a ce ai făcut. Nu să inventezi, hai să citim. Hai să citim. Spune-ne numele a trei bărbați din showbizul românesc care ți-au făcut avansuri, dar nu i-ai refuzat. Dar nu i-am... Dar i-ai refuzat. I-am refuzat. Dar i-ai refuzat. M-am gândit. Deci soțul meu, care la un moment dat a fost refuzat. Adică? Așa. Cum te-a încercat, păi, pe Instagram? Păi la început, nu, la început. M-a refuzat, nu, am zis care altă vârstă. Mă rog, am avut și eu motivele mele. Așa, și altcineva încă doi din showbiz, dar n-am cum să inventez, că n-am cum să zic. Eu nu cred că nu ți-au făcut avansul, adică mesaje sau să se fie așa, să înțelegi că... E showbiz. Acum nu mai, că... Nu, dar chiar nu mai am. Da, bun, fii atent. A cincea întrebare și ultima. Hai. Oricum, ai răspuns bine de tot. Deci, din patru, trei susuriuți, ai mâncat trei bulete. A cincea întrebare. Nu, deci citești în gând. Dai nume concret. Da, hai să mă gândesc. Să hai să zic. Nu dau nume, nu știe lumea despre ce e vorba. Deși... Hai, să lăsăm așa. Pam. Pam. O să mănânc și de data asta. Pui numele și gata. Mai întâi ne dai răspuns. Da, mă, ne dai răspuns. O să zic așa. Ea mănâncă că-i poftă, deci nu de altceva, zi. Vezi că sunt 5. Alexandru Pugna. Ia caută, mă. Alexandru Pugna. Caută pe să-l vedem. Pugna. Alexandru Pugna, aia. Deci 5, da? Da. Așa, Alexandru Pugna. Ai găsit? Da, e un cântăreț de muzică populară. Da. Da, ia, dăm o poză cu el să-l vedem. Ia, bagă-l în ol, să văd păi și-o cine. Păi nu pot, că am cablu acolo. Păi vino la cablu, hai. Hai, apropie-te de mine. Stai acolo. Că-s la ultima întrebare. Deci, hai, zi, Alexandru Pugna. Așa. Bă, nu, nimeni nu știe întrebarea. Poate ce o colaborare sau poate da. Ce piesă. Nu, nu e. Da, exact. Nu știe. Nu se știe. Nu se știe. Da. Sunt super grele întrebările, o să zic da, oamenii că nu știu să răspund. Și chiar răspund promptă de obicei, dar nu... Adevărul că și eu am fost pus în postura ta la soțul meu Iud și nu e foarte ușor. Și ai avut întrebări de genul ăsta? Am avut și mai grele, dar nu e ușor să... Wow. De asta zic. Așa, zi, bun. Zi, Pugna. Si, mă. Pac, 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 mai e patru... Stella Botez. Stella Botez. Uite-l pe Alexandru Pugna, îl vrei? Cine? Uite. Ia, dă să-l văd. Uite. Salut, Alexandru! Alexandru Pugna, așa, Stella, ia caută-mă, Stella Botez. Se face. Stella Botez. Se rezolv. Dai să mă duc în altă zonă. Doamna Saveta Bogdan. Nu pot să cred, mă. Mi-a duce plăcintă de fiecare dată când vine la emisiune. Stella Botez. Da, păi asta zic, e foarte ok. Stella Botez, Saveta Bogdan. Da. Băi. Și mai am doi, deci, da? Da. Mă duc în altă zonă. Stai să vedem pe Stella Botez. Deci, Stella Botez cătă... Yeah. Eh? Nu zic bine, Ciucă? Stella Botez. De unde? Ce? Stella Botez, Alexandru Pugna, Saveta Bogdan. Zona Moldova, Bucovina, peste așa? Prut. Zona aia o reprezintă, peste Prut. Orice cred. Zonă nu vorbim acum. Și mai așa? Trebuie două nume. Mai trebuie două nume. Iulia Bucur. Iulia Bucur. Ia căutăm și pe Iulia Bucur. Iulia Bucur. Prietena emisiunii. A, cred, la noi? A fost cândva, da, da. La noi? Da, da. Cum a fost cândva? Păi noi avem prieteni. A fost, nu știu că a venit acum recent, ia după pe pandemie. Aha. Ia, Iulia Bucur. Imediat, Cătălin. Așa, și mai am un nume. Iulia Bucur, dă-o să o vedem și pe Iulia Bucur. Imediat.
Hai că e pomdat de poza. Uite. Ia. Ia. A venit la noi? Da. Cred că atunci când era cu ansamblu. Da, cu ceva ansamblu, da. Da, da, da. Aha. Da. Deci da. Iulia Bucur, Alexandru Pugna, Stella Botez, Aveta Bogdan, o știe toată lumea și încă un nume. Și nu știu dacă Vulpița se încadrează aici. Păi în întrebarea mea. Ai făcut o categorie mixtă. Mixtă, da. Hai să citim întrebarea. Nu. Atunci mănâncă, uite, mai pune puțin. Da, 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 uite. Ăla e cel mai light. Ăla e. Hai, hai, Vlăduța, mai? Doar o pică, atât. Pune, pune, așa, bravo. Ăla e plantă cel mai ușor, nu? Nu, ăla și-a reacționat foarte bine. Era... Da, precedent. Lasă-mă, asta e, asta e. Vlăduța, oameni buni, e foarte corectă. A răspuns cât se poate de clar la cele 5 întrebări și am aflat niște răspunsuri clare. La prima întrebare am aflat Maria Constantin, dar n-am citit întrebarea că am mâncat iute. La a doua întrebare am aflat Sucudean Mutu Manea. N-am citit întrebarea, nu știm de ce sunt răspunsurile astea. Am aflat de Olguța Berbec la o întrebare. Ah! Totul se leagă, răspunsurile mele se leagă în două subiecte. Muzică și fotbal. Hai să rupem întrebarea. Așa că vă faceți voi, dragi telespectatori. Dacă mănâncă iute, mă las să o citesc? Nu. Nici dacă le mănânci pe toate, nu te las să le citești. Am înțeles. Alexandru Pugna, Stella Botez, Aveta Bogdan, Iulia Bucur și Vulpița, bă, băiatul, auzi și tu. Vlăduța, ești minunată și te mai așteptăm pe la noi. Hai, noroc. Asta hai. Cred că a fost cea mai grea provocare, da? La care am răspuns. Și am trecut să cu bine. Să putem să facem tur și retur. Exact. Adică ce? Adică să mai vin o dată. Să te întreb eu. Putem să facem și așa, dar asta a fost turul, să facem și returul. Vlăduța. Da, arăți foarte bine, vreau să zic. Te-a prins bine pandemia asta, adică nu te-ai îngreșat. Da, cum nu? Pe cuvânt nu te-ai îngreșat. Da, uite-te, am îngreșat, să spun drept, 5 kg. Tu te-ai îngreșat 5 kg? Unde? Da. Păi erai anorexică înseamnă. Da, eram un pic. Săraca de ea, că veneam costumele la populare, ciucă, vezi? Eu nu cred, nu cred, nu cred, ne minte. Și-a îndeplinit soacra mea visul, că ea tot zicea că slabă și, mă rog, și mama și tata. Și acum că m-am pus pe cântar, nu mai pot vorbi de picant ce am mâncat. Pe ce a fost iutela? Foarte iute, sincer, îmi dă o lacrimă aici. Era foarte bucuroasă că m-am îngreșat 5 kg. Deci mi-a prins bine. Dar nu ești sărcinată. Nu. Pentru că dacă știi cum e, trebuie să ne spui tot. O să vă spun, mi-aș dori, dar nu sunt încă. Ne dorim, dar când o să fie, ai de bine. O să fie. Ce mai? A fost iute, a? Foarte. Dar merită, mă, pentru răspunsurile astea. Vai, dar pentru întrebările astea. Pentru întrebările astea. Vlăduța lupă un lacrimi, oameni buni. Ce? De ce am mâncat iute? De oare ce întrebări erau? Nu, nu așa o să fie titlul. De ce a plâns Vlăduța în direct la Măruță? Cam așa. Ce a determinat-o pe Vlăduța să verse o lacrimă? Ketchup-ul ăsta, ăsta ultimul. Asta a fost. Dar tu îți dai seama, acum, fiind sinceră, tu îți dai seama că o să întrebe Adi, soțul tău, ce întrebări? Păi lui o să-i răspund, categoric. Păi și ce-i cu ei? Întrebările, că le țin minte. Nu știu cu a treia ce fac, dar cu a treia nu știi ce. Da, cu aia nu știu ce fac, eu zic oricum. Las că te gândești tu până la Cluj. Dacă nu zic să-ți dea mesaj, să te întrebe cine a scris întrebările. Nu știu, erau le mai avem la rup. Vlăduța Lupă, oameni buni, căutați-o pe Instagram. Merită toate aplauzele, și este o fată senzațională. Și abia o așteptăm să ne și cânte aici. Mulțumesc. La emisiune.